Cu toate că oamenii și-au spus nemulțumirea și îngrijorarea pentru calitatea lucrării angajaților firmei din turnul Severin, aceștia și-au continuat activitatea. Au turnat asfalt peste bălți și carosabilul ud pe o ploaie deasă. Locuitorii sunt siguri că lucrările sunt de proastă calitate și peste câteva luni va fi nevoie din nou de cârpeli și reparații. Când au făcut partea elaltă de șosea, am văzut că au suflat cu jet de aer comprimat ca să ia tot nisipul de pe șosea să poată să toarne, să facă priză. Acolo a fost cine să-i urmărească. Aici, la noi, toarnă direct pe apă, face acvariu de pești, ce face? De când s-au apucat, tot așa lucrează. Sunt porțiuni care au lucrat așa mai omenește. Nu e regulă. Dacă e o tehnologie mai nouă apărută acum la noi în România, ca să torni asfalt pe timpul ăsta defavorabil, înseamnă că suntem avansați. Dar nu știu cât o să țină. Avem un program de modernizare al tronsoanelor, pe mai multe tronsoane de drum în municipiul Reșița. Astăzi era programat o porțiune de drum pentru asfaltare și intersecții cu străzi lăturalnice. Având în vedere că condițiile meteo nu sunt favorabile, avem un inspector de zonă care s-a deplasat la fața locului și a oprit orice lucrare de asfaltare. Spuneți-mi ce știți de condițiile de garanție. Avem lucrarea are termen de garanție în cazul în care nu se respectă condițiile stabilite, lucrarea nu va fi acceptată.